Da, da? Geometrie. Geometrie. Ne vedem la geometrie. Geometrie. Da, să vedem. Pornim. Patru unghiuri opuse la vârf, congruența lor. Unghiuri. Opuse. La vârf, congruența lor, da. Unghiuri formate în jurul unui punct. Vârf. Congruența lor. Da. Asta ca și o sinteză, știi? Da. Lor. Asta o să faci și la sfârșit de drept. Și unghiuri în jurul unui punct, da? Da. Suma unghiurilor sau unghiuri în jurul unui punct. Da. Unghiuri. În jurul unui punct. Problema 5 de la 192. 5. De la 192, lucrăm din bălăucă. 192, bălăucă, da? Da, da. Asta e manualul de la clasă? Culegerea de la clasă. Culegerea de la clasă, da, am înțeles. În figura 73, și vă dau imediat, aveți un obiectul liniar, vă dau figura cu asta de profesor. La bărcălare, da. La bărcălare, au obiectul liniar. Deci A, O, B, coliniar. Da. A, O, B. O. Și B. Și B. Și M, jos, N, O. Așa, oblic. M. Așa. Da. M, O și N, nu? Coliniar. Da. Nu degeaba. Știți voi de ce? Două care opuse la vârf, copii, știți? Da. Deci faptul că sunt coliniari. Da. Coliniare, adică sunt drepte astea. O să formează perechi de unghiuri opuse la vârf acolo. Știți voi că am mai discutat. Știți? Așa. Faptul că sunt coliniare, sunt dreptaie nouă. Da. Și acum cred că pot să, dacă mai aveți vreo una, ia să vă zic. Mai este acolo. Mai este una, mai este un PO, astfel încât AO plus să fie 30 de grade. AO, păi deci unul AO. Așa, 30 da. De grade, P acolo. P. P. Să fie la 30 de grade. De grade, da? Și măsura lui NOB, 40. B, 40. Da. Deci în problemă se dă așa, punctele AOB, respectiv MON, coliniare. Deci în ipoteză, să spunem. În ipoteză, avem AO. Uite, așa am să spun coliniare. A, liniuță O, liniuță B. Asta am mai spus, da? Da. AOB, coliniare. La și fel, MON, M, O, M, O și N, coliniare. Da. Măsura unghiului BON, 40 de grade. A lui B, O, N. B, O, N. Cu M, aici, da? Măsura unghiului, așa scris. Da, 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 măsura unghiului. Egal 40 de grade. Și măsura unghiului A, O, P, 30. Și A, O, P. 30 de grade. Egal 30 de grade. În concluzie, să aflăm. Măsura unghiului A, O, M. Măsura unghiului A, O, M. M. Alta. Măsura unghiului P, O, N. Măsura unghiului P, O, N. Și măsura unghiului B, O, M. Și măsura unghiului B, O, M. Egal cu cine? Deci, atât avem aici o problemă în care sunt așeze date. Avem, ni se cere A, O, M. A, A, O, M. A, O, M. Unghiul A, O, M. A, O, M. Dar și începem demonstrația, da? Da? Unde știm? Demonstrația. Într-un fel, ar fi bisectoarea unghiului pe omă. Să vedem. Bisectoarea nu. Atenție, nici nu s-a pronunțat cuvântul bisectoare aici. Deci nu... Da, părea. Stai secunde, nu te poți gândi la bisectoare. Câte vreme nu am avut... Adică ar fi bisectoare, te gândești, nu? A cui unghi? Pe om. N-ai motive. Nu degeaba a spus autorul că au B sunt coliniare și mă o coliniare. Și am punctat mai devreme. Dacă avem deci ori de câte ori avem două drepte, uite așa copii, două drepte tăiate între ele care se intersectează, deci două drepte care se intersectează, altfel spus, punctele astea coliniare și astea coliniare, pe scurt să avem desigur, se formează perechi de unghiuri opuse. Perechi de unghiuri 1 și 1, da? Respectiv 2
și 2. Care sunt egale, congruente, copii. Unghiurile acestea sunt de aceeași măsură. Pentru că unul și cu ăsta vecin, cu, cum se cheamă ăsta care fac împreună 180 grade, am uitat cum se numesc chestia. Unghiul 8 zonii, 8 zonii, care fac 180 grade. Dar unghiurile adiacente, vecine, așa și fac împreună 180. Și cu 2, 2, ce este? 1 și cu 2. 2, ce este pentru 1, Daria? 2, ce este pentru 1? Da. Complementul, suplimentul, aici suplimentar. Deci, astea două, 1 și cu 2, împreună fac 180 grade, se numesc suplementare. Suplementare. Adică, 1 îl are ca supliment pe 2, pentru că îl completează până la 180 grade, sau 2 îl are ca supliment pe 1. Și din cauza asta, dacă 1 și cu 2 fac 180, și de altă parte, Davide, vreau să vă spun de ce unghiurile opuse sunt congruente. Deci, care e motivul? De ce unghiurile opuse la vârf sunt congruente? Da? Insist încă o dată pentru voi toți. Atenție! Deci, unul îl are ca suplement. Pe cine am spus îl are ca suplement? Pe 2. Fiindcă 1 și cu 2 fac împreună... A, și 2 îl are complementul. Și invers, 2 are suplement, da? Suplementul. Și pe partea aslată, când iau pe partea aslată, datorită faptului că pot privi și pentru dreapta asta de... Asta a fost de 1, mai pentru dreapta de 2. Pentru dreapta de 2, 1 de aici și cu 2, cât fac împreună? 1 și cu 2. 180. Fac din nou 180. Asta înseamnă că 2 este suplimentul și pentru ăsta de aici. Ăsta e motivul pentru care unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Deci unghiurile opuse la vârf sunt congruente pentru că au, când privesc de o parte a unei drepte, au pe supliment pe 2 și când privesc de partea cealaltă, iar pe 2 ca supliment. În final, noi nu spunem așa, unghiurile opuse sunt congruente. Este un rezultat pe care îl înțelegem de ce. De ce unghiurile opuse la vârf sunt congruente? Pentru că, privind aici, unghiul 1 din partea asta îl are ca supliment pe 2 și privind pe partea asta ca dreaptă și unghiul de aici îl are supliment pe tot pe 2. Asta înseamnă că ăsta e motivul. Unghiurile acestea opuse la vârf congruente. Și acum mă întorc aici. Când am zis A, O, B coliniare, înseamnă dreaptă. Și când am zis M, O, N, M, O, N coliniare, din nou o dreaptă. Și am situația de aici. Dreptele care s-au intersectat în punctul O, în cazul nostru, au determinat perechi de unghiuri. Cum se numesc acestea, mă spuneam? Se numesc? Două drepte care se intersectează formează perechi de unghiuri opuse la vârf. Cum este a spus 2, 2, 1, 1. Că sunt congruente, am și motivat. Și acum, în cazul nostru, M-O-N parcă ar fi o dreaptă. Și au o B, o altă dreaptă. Cele două drepte s-au intersectat. Da? S-au intersectat și au făcut perechi de unghiuri opuse la vârf, ca și acolo. Spuneți-mi care sunt unghiurile opuse la vârf. Citiți câte crevite de data asta. Ce mare, dacă e scurt. Daria. Nu o B și A, O, M. Deci nu o B și A, O, M. S-au opusit și Davide o altă pereche de unghiuri opuse la vârf. Păi P, O, N și M, O, B. P, O? Nu. Că trebuie să fost dreaptă și dreaptă. Adică cum a fost aici, 2 și 2. Adică cine este? Locul lui 2 cine? Citește pe... A, o să scriu P, O, N. Davide, fă abstracție de P, O. P, O nu este acolo. Asta, asta. Cele două coliniare. Astea sunt cele două drepte. Ca să semne pe atâta. A, O, N. A, O, N. Și M, O, B. Și M, O, B. Sigur că A, O, N și cu O, B. Astea sunt și congruente cu unghiurile astea opuse la vârf, da? Când ai zis unghiuri opuse la vârf, deci ți-ai asumat, în baza colinearității, ți-ai asumat, cum spun, momentul acesta de pronunțat unghiuri opuse la vârf, înseamnă, de fapt, cei ce a spus M-O-B și N-O-A, da? Opuse la vârf și altfel și altfel. Și acum mă întorc. Cât este A-O-M? Cât este măsura? Măsura lui A-O-M care? A-O-M. Câte grade?
40 de grade. 40 de grade, sigur. Scrime. Scrime așa, M, liniuță, O, liniuță, N, da? Adică din faptul că M, O și N sunt coliniare și de succesul adaug, cine mai sunt coliniare, Davide? Mai sunt A, O, B. Și A, O, B. Din faptul că am colinearitatea, rezultă atunci perechi de unghiuri congruente. Vreau să mi le spuneți. Rezultă perechi de unghiuri congruente. Care sunt acestea? Unghiuri. Așa este congruente. A, O, M și N, O, B. A, O, M. Unghiul A, O, M. Congruent cu unghiul N, O, B. N, O, B. Și în paranteză motivăm de ce sunt congruente. Sunt congruente și motivul este acesta. Unghiuri opuse la vârf. Deci unghiuri opuse la vârf. Vedeți? Venim și motivăm de ce. O altă pereche de unghiuri care sunt... Da, ia zi-mi tu acum. Să fii sau o mă și mă bă. A, O, N. A, O, N. Congruent cu... Cu cine? M, O, B. Din ce motiv, Darin? Din cauză... Că sunt tot opuse la vârf. Păi tot de aici. Asta am ca ipoteză, da? Cea de-a doua pereche. Unghiuri opuse, unghiuri opuse la vârf. Deci ce am discutat mai devreme, acum și arătăm, și scriem, începem redactarea. Și dacă acestea sunt congruente, și cum avem că măsura cu cărui unghi? M-O-B. Da? M-O-B. M-O-B. Este de câte grade? De 40 de grade. 40 de grade. Din cele două, din cele două, asta l-aveam noi în plus aici, am pus-o noi așa ca să ne, să exersăm. Poate ne trebuie mai târziu. Poate ne trebuie, să zicem. Și atunci, faptul că M-O-B e de 90 de grade, rezultă că măsura lui, măsura lui, ce să spun acum? Măsura, ce spun David, Daria? Dictează-mi tu, te rog. Măsura lui A, O, M. A, O, M, da? Măsura lui A, O, M, egal cu? Este egală cu măsura unghiului M, O, V. Adică cu cât? Egal cu, cu 40 grade. Egal cu 40 grade. Am răspuns la deci, prima... Deci copii am răspuns la prima problemă. P, O, N, să vedem. P, O, N. P, O, N. Câte grade să aibă? Câte? Să ne gândim. Păi, știm că... Hai. 90 de grade. 70 grade. Cine e 70? O, N. P, O, N, 70 de grade. Și cum ai judecat? Hai să vedem care este modul de a fi gândit la aici, la problema. De ce te-ai pronunțat pe o lună de 70 și tu ai zis 70? Nu, nu, eu mă uitam la altceva. Zic-o. Eu am văzut că la A era 30 grade. Corect. Și nu, da. B era 30 grade. Și în mintea mea l-am adunat, da. Și am observat că era 70. Corect. Și observ că acolo A, O, B era un unghi alungit. Da. Și ca să aflu 180 și ca să aflu P, O, N, știind că P, O, A și N, O, B sunt 70, înseamnă că P, O, N va fi 110 grade. Bravo! Corect? Asta este rațional. Deci vezi cum gândește? Zice așa, A, O, B, 180, că e alungit. Deci o să mergem așa. Deci pentru... Măsura lui P, O, N. Zicem așa, A, liniuță, O, liniuță, B, adică sunt coliniare, rezultă că măsura unghiului A, O, B, măsura unghiului A, O, B, dar e egal cu? A, O, egal cu? 180 de grade. Și ia uite, poți să scazi două unghiuri ca să ajungi la pe un nou ăla? Ia uite pe figura domnului profesor. Da. Pe care? Poți scada AOP. AOP care e 30, știi? Și nu AOP. Și atunci, de desubt spunem, măsura unghiului P-O... Da, măsura lui N-O-P. Asta te întreabă. P-O-N. Egal cu 180. AOP. Măsura lui AOP, poftim AOP. Minus cele două măsuri. Minus măsura mai întâi a unghiului M-O-P. N-O-P. N-O-P, da.
Și minus Daria. Și minus măsura voi. Și AOP. Măsura unghiului AOP. Și egal mai departe, Daria vorbește. Minus pătură. Trebuie să acolo câte trebuie să vorbești. Da. Și egală cu măsura la AOP. Redică, știi care. Și egal cu 180 de grade. Da. Minus. Minus, da. Nu AOP, o știi. Scrie să știi de ce. 180 de grade. Îi pune și câte să. Da. Minus 30 de grade. Așa, și facem tot. Minus 110 grade. 110 grade. Iată că am răspuns și la întrebarea asta și acum B-O-M. B-O-M. Ia să vedem. Păi, știm că M-O-B ar fi congruent cu M-O-B. Cu cine? Cu B-O-B. Nu, M-O-B. Eu vreau M-O-B. Da, M-O-B. Este egal cu OB. Nu, de ce motiv? Să se de ce motiv? Pentru că observ că M și N trece prin mijlocul O. Nu e mijloc aici, când au drepte, nu pot vorbi unii OB. Se interzitează, nu. Nu știu cum. Hai să vedem. Mai clar, noi am zis dacă sunt drepte coloniale, am doar două perechi de unghiuri opuse la vârf. Am vorbit aici, am dat exemplu aici. M-O-B și cu P-O-B nu-mi place mie să-ți cred că sunt congruente, că n-am niciun motiv. E asta, dacă aș prelungi, o trece prin ea. Vezi? Deci, nu. O să vedem pe Daria. Deci, cum am văzut mai sus, M-O-B este egal cu A-O-N. Măsura unghiului M-O-B este egal cu măsura unghiului A-O-N. De ce mai sus la A-O-N? De ce măsura unghiului M-O-B A-O-N. Da, s-o puse la A-O-N. Are dreptate, că este spre lungire, nu? Și noi știm. S-o puse, adică ea spune așa, unghiul ăsta tot, ar fi cât ăsta tot. Da. Ca fiind unghiul opuse la vârf. Și fiindcă AOB este 180 de grade, scădem 40 de grade, cel care nu face parte din AON ar fi NOB, adică scădem din AOB, scădem pe NOB, scădem pe BON, BON, și o să aflăm măsura lui AON. Adică cât are? Adică o să fie 140 de grade. Așa. Și dacă știm că AON o să fie 140 de grade, fiind măsura lui AON, fiind egală cu măsura lui MOB, înseamnă că și MOB o să fie 140 de grade. Deci ea a gândit așa. Unghiul ăsta, M-O-B, este opus la vârf cu A-O-N. Pentru că AON fiind coliniară și asta coliniară, deci apare cea de-a doua perechi de cele David, da? Asta. Dar le-aș scrie, domnul profesor, uitați, AON cu M-O-B, ei nu sunt obișnuiți să urmărească. AON cu M-O-B. Exact, am scris-o la perechea. E bine, Daria se duce la unghiul ăsta AON, mută problema în AON, pentru că e congruent cu ăsta, aflat cu ăsta, mă duc la vecinul său, la unghiul congruent. Și ăsta, din cine se compune? Din tot 180 minus 40. Din 180 tot, minus 40. Tu, David, ai mai fi putut da răspunsul direct aici? Ai fi putut da răspunsul direct fără să mă duci în partea cealaltă? Ea vine cu soluția asta. Da. Dar tu, dacă vezi o altă soluție care să te ducă direct. Da, se poate. Cum? Păi, practic, AOM este congruent cu NOB, deci înseamnă că și AOM este 40 grade de ce am făcut. Așa, pur și simplu, și l-am făcut mai devreme. AOB-AOM. Și l-am făcut acum mai devreme. AOB-AOM și ne-am dat seama exact. E așa direct. Și atunci, n-am de arăt să mă duc deasupra și să scad în partea aceea, aici de dedesubt. Cum ăsta tot este de cât de 180 și ăsta de aici, adiacentul cu el, nu? Este de 40 și atunci el rămâne ca suplement, adică până la 180 grade, să fie de 140 grade. Deci așa gândim. Eu, încă o dată, sunt foarte atent să vă iau toate ideile. Corect. Voi ați propus așa. Tu, Daria, în prima fază, unghiul ăsta e congruent cu ăsta și te-ai dus aici și ai început să judeci. Da. Aici se vede mult mai ușor. Da. De aceea am evitat să facem și asta. Hai să o redactăm pe a doua. E mai ușor. Da? De ce să-ți spun acum?
Măsura lui BOM. Măsura lui BOM, dar să plec de aici, că A, O, B din nou. A, A, O, B sunt coliniare. Și atunci unghiul A, măsura lui A, O, B. Fiind pămeare, măsura lui A, O, B. Au 180 grade. Așa, mai am o dată scrisă și au 180 grade. Și scriem și că A, O, este egal cu 40 grade. Da, că știm asta. Avem cum, da? Îi scrim măsura de desubt, măsura lui A, O, M. Egal cu 40 de grade. Demonstrat. Și de desubt mai scriem că ele împreună fac 180. Scriem și chestia asta. Adică să spunem că sunt unghiuri suplimentare, da? Deci o să spunem măsura lui A, O, M. Măsura lui A, O, M. Plus măsura lui B, O, M. Plus măsura lui B, O, M. Este egal cu 180 grade. Egal cu 180 grade. De unde rezultă că B, O, M. Din cele două. Din cele două rezultă că măsura lui B, O, M. Da. Este egal cu A, O, B. Adică 180 de grade. Da, minus A, O, N, A, O, M, adică 40 de grade. Minus 40 de grade și atunci și facem. Egal, și rezultă că măsura lui O, M este egal cu 140. Deci copii, dacă nu scrim asta pe foaie, pe hârtie, la redactare, când avem o lucrare sau o dictură, avem temă, nu am făcut nimic, pentru că profesorul nu are de unde să știe ce a făcut. Trebuie foarte, foarte multe rigoare. Dacă suntem atenți la redactare la început, o să fim foarte... Mă duc cu profesorul ca să nu pierzi informații care vizionă. Deci mergem o dată cu... Da, figura cu tot. La noi, de exemplu, în clasă, domn profesor, nimeni nu face așa. Este pur și simplu calculele pe hârtie și... Nu, iertați-mă, trebuie să facem așa, că așa știu eu să fac. Domn profesor, spune că e bine. Da, ei fac cu domn profesor cu... Ăsta notează pe X. Așa. Da, și atunci x plus 40 grade egal cu 180 grade, x egal cu atât. Da, mai dar... Așa le faci. Da, da. Și să știți că eu 10 de-am fac. Bine. Eu nu am nimic împotrivă, cer test un lucru. Dacă vă obișnuiți să detactați așa... Așa am făcut și eu. De asta, mă obișnuiți. Eu i-am făcut așa și... Mama să știe, fac altfel. Adică cum? Adică tema care, dacă aș face în modul lor, în loc să scriu... 3 pagini, 4, nu, 5, uitați, da, 6 pagini, aș fi scris 3. A fi scris la jumătate. Dar X plus 30, nu știu da, ce exact, fac. Da, exact, cu X, cu aia, cu urât, cu suma lor. Facem noi când... Dar dacă nu justificăm în fiecare clipă, nu ne obișnim să spunem ceea ce gândim pe foaie, nu-i foarte sănătos. Mai târziu o să înțelegeți de ce. Sunt și profesori care la redactare au foarte multe pretenții. De ce sunt așa? Pentru că și voi sunt de ce? Așa de ce? Simite... Da! Nu? De ce? A plus B radical din 2, gal cu... Da, profesoara noastră e așa. A voastră așa de aia? Ei trebuie să redacteze. Da? Da, da, da. Deci Cassandra a luat 10 și m-a făcut cu X. Și am muncit cu ea cu demonstrație așa. Da, hai să... Hai să vedem. 7, de la pagina 193. 7 de la 193. Două drepte distincte au un punct comun. Deci două drepte distincte. Deci le vreau eu. Așa. Deci două drepte de 1 intersectează de 2. De 1 și de 2 se intersectează și dă punctul O, da? În ipotență, hai să începem și să scriu de dată. Repede, de dată cu domn profesor. Deci de 1 intersectează de 2. Și dă mulțimea formată din punctul 8. Odată cu domn profesor, ca să nu pierdeți informațiile care vi le dă domn profesor. Da, dacă rămânem în urmă, că nu da, acolo. Aici se pierd, da, exact, aici se pierd copiii. Copiii dividitate pentru că rămân în urmă și nu da, mai înțeleg nimic. Da, numai să urmă care e. Exact. Ai o zicare. De 1 intersectat de 2 egal mulțimea formată din punctul 8. Mai departe. Aflați măsura fiecăruia dintre cele 4 unghiuri formate, dacă... Deci, amic. Măsura unuia dintre ele este 35 de grade. Deci măsura unuia dintre zicem, ele. Unghiul... Să le notăm 1, 2, 3, 4, domn profesor. 1, 2, 3, 4. Măsura unuia dintre ele, care vreți? 35 de grade. Cred că unul a scutit vreți. Sigur, vreți un 8 unghiul... Măsura unghiului... Lui 2 sau 4? Lui 2. Lui 2. Unghiului 2. Măsura unghiului 2. Este 35 de grade. 35 de grade. Aflați pe toate celelalte 3. Da. B.
Două dintre unghiurile adiacente. Hai să răspundem la asta. Bine. Da? Deci măsura lui 2 e egal cu 35 de grade. Da. Cât va fi de aici? Păi 4 va fi la fel, 35 de grade. Deci de aici măsura lui 4, unghiului 4 egal cu măsura unghiului 2. Și în paranteză cu opuse la vârf. Da, opuse la vârf, uite așa scriu, mai scurtea, pe scurtarea, dacă vreți. Puneți unghii atunci și la 2. Da, unghiul 2. Și cum lui 2 l-am luat de 35, deci rezultă că măsura lui 4 egal cu 35. Dedesubt. Hai, Daria, zi. Măsura lui 1. Tată, te uiți pe căițelul tău. Deci este că tot sunt copiii de tablă. Aici avem un problem. Exact. Vorbișnița de la clasă, scopiem de tablă. Și rămâne. Cu echipitabil scrie pe căițel. Nici așa nu corect. Exact. Eu nu mai scriu de acum, gata. Hai, măsura lui 1 acum, dacă ai scris. Măsura 1. Deci măsura unghiului 1 o să fie... Nu te mai scrie, ca să nu faci așa. Este un efort maxim. Exact. Pus pe căițelul tău. Păi măsura unghiului 1 egal cu măsura unghiului 3, da? Da. Egal cu măsura unghiului 3. Că s-o puse la vârf. Și motivăm de ce o puse... Ai, gata, știu cum se fac. Bun, și rezultă cum se fac. Și nu pot să spun că măsura unui unghi, că nu am nicio chestie pentru unghi. Pot să spun că măsura la toate unghiile, adică măsura unghiului 1 plus măsura unghiului 2 plus măsura unghiului 3 plus măsura unghiului 4 fac 360 de grade și să scad 70, adică măsura unghiului 4 plus măsura unghiului 2 și așa văd cât face măsura unghiului 1 și măsura unghiului 3 și apoi îmi par la 2. Sigur. Și așa. Dacă asta e soluția. Tu una mai rapidă vreau tare. Da. Eu scriu asta. Scriu pe ce? Hai să urmărim și pe asta mai rapidă. Da, dar nu știu care mai rapidă. La jumate, mamă, la jumate. Păi... 1 cu 2 cât fac? Păi 1 cu 2 o să facă... Cât? Jumătate, adică... 1 cu 2. Așa? 360 mărțile. Adică cât? Adică 120... Nu. 180. Da, spuneți-mi perechile de unghiuri suplimentare. Exact. Care sunt unghiurile suplimentare? 1, 2. Păi așa spunem. Deci, unghiul 1. Stai puțin. Unghiul 1. Dar e foarte important informația. Eu trebuie să scriu aici. Tu o scrii pe a ta și nu urmărești pe asta. Pentru că dacă eu am venit-o pe asta, dacă copii de la tablună mai ușoară, asta nu înseamnă că eu am venit. Da, aș vrea să o înțelegi. Așa înseamnă că am copiat-o, nu înseamnă că eu am copiat-o. Da, mama, dar înseamnă la geometrie sunt mai multe rezolvări. Da, știu. Și asta a ta a fost cea mai grea. Pe ocolite, da, adică du-te pe direct. Hai să vedem ce vrea să zică domn profesor. 1 plus 2 cât fac? Deci, măsura lui 1 plus măsura lui 2, da? Măsura unghiului 2, egal cât dai? Da, egal 180 de grade și în paranteză spune că unghiuri suplimentare, da? Așa. Fiindcă sunt unghiuri suplimentare. Și atunci, fiindcă pe 2 de desubt spune măsura lui 2 este cât? Măsura lui 2. Măsura lui 2 este 180 minus... Uite că ai aflat-o! Măsura lui 35 de grade. Rezultă din cele două că măsura lui 1 e 180 minus 35, da. Simplu, egal simplu, 180. Este egal cu 180. 180 minus 35 de grade. Da. Da. Egal cu? Și este egal cu 145. 145 de grade. Și egal cu care măsură? Tot 145. Este egal cu 1 cu ce? 3? 1 cu ce? Cu 3. Deci egal cu măsura unghiului 3. Asta e rapidă și la jumătate, dar e la ce ai spus tu. E bună și a ta, dar hai să o vezi pe asta. Nu am spus deloc că nu-i bună. Dar totdeauna, Daria, trebuie să înțelegi și te lezi cu toții că la o problemă găsim mai multe soluții și o acceptăm pe toate le putem accepta. Dar dacă tu te duci pe ocolite, pezi mai mult timp, costă mai mult. Deci găsim soluția cea mai ușoară, dar trebuie cea mai scurtă. Așa și mai departe. Bun. Punctul B. Două dintre unghiurile adiacente formate sunt congruente. Ce? Două dintre unghiurile adiacente formate sunt congruente.
două dintre unghiurile adiacente formate, formate da, sunt, sunt congruente. Două dintre unghiurile adiacente. Ce înseamnă asta? Două dintre unghiurile adiacente formate. Dați-mi exemple de perechi de unghiuri adiacente de aici. Perechi de unghiuri adiacente. Ce așa cu unul, doi? Ce înseamnă adiacente? Adiacente adică să aibă o latură comună. Vecini. Da. Păi, la unghiuri adiacente pot fi 1 și 4. Sigur că 1 da. Și 4. 1 și 4, 1 și 2, 2 și 3, 4 și 3. Exact. 1, 4. Vecini, vecini, două câte două. Dar ea a zis 1, 4, apoi 1, 3, nu? 1, nu 4, 1, 3, 1, 2. 1, 2, da? 1, 2. Da, 4. Nu, 1, nu. 2 și 3. 2 și 3, 1 și 4. 2 și 3. La 1 și 4 ai zis. Da? 3 și 4. 3 și 4. Și zicem unghiuri adiacente aici, da? Unghiuri adiacente. În problema, au zis, două unghiuri adiacente sunt, adică două din acestea, din cele patru, sunt congruente. Sunt congruente. Luăm una din ele, nu are importanță. Deci, fie, fie, una din ele. Unul de patru. Da. Da? Deci, unul congruent cu patru. Da? Și de aici, ne-am plasat în ipoteză. Ipoteza spune așa, dar ce spunea? Că două dintre, două dintre unghiurile adiacente formate sunt congruente. Două dintre unghiurile adiacente sunt congruente. Adică una din perechile astea sunt congruente. Unul cu patru sunt congruente. Și unul cu patru este congruent cu doi dintre ei. Deci unul cu patru, dacă sunt congruente, dincă o dată? Nu. Zic că unul cu patru sunt congruente cu doi dintre ei. 1 cu 4 congruente cu 2 și 3, ca fiind opuse de la vârf, da? Din motivul ăsta. Dar dacă 1 și cu 4 sunt congruente... Nu. În figura noastră nu sunt. Nu, dar în ipoteza problemei, da. Cum ar trebui să construim figura ca să fie congruent? Ca să fie congruent, amândouă ar trebui să fie pe aceeași dreaptă. Asta sunt congruente. Ca să fie congruente, ar trebui să aibă aceeași... Măsură. Măsură. Cât fac astea adiacentele astea împreună? Cât fac? 180. 180. Fiecare ar trebui să aibă 90. Și cum ar trebui să le construiesc? Cum ar trebui să fac figura? O cruce. Da. De ce zici nu mai știu și pe care le dobesc? Exact. Dacă zic am două din 90 de grade, unghi o trepte. Exact. Deci, Daria, cum ar trebui să fie? Uite așa. Una așa și una așa. Și cealaltă de doi. Ia uite de doi cum uiți, Daria. Uite la tablă. Când domnul profesor construiește, atunci te uiți. Scrisul ăsta de la tablă, mă nebuniți. Da. Ia uite cum o să... Deci de 1 și de 2. Și acum toate din 90 de grade. Ia uite, să o formăm de 1. Deci iată, acum suntem plasați în condițiile punctului B, dar nu neapărat ar fi trebuit să facem figura, ci la punctul B, fiindcă 1 și cu 4 ai luat o pereche congruente, iată aici să zicem 1, 4, 2 și 3. Da? Fiindcă 1 cu 4 congruente, care e măsura unghiilor de treaba autorului atunci? În așa situații. Dar e adiacente. Măsura amândouă tuturor unghiilor la loc, nu? Păi ar fi 90 ori 4, adică 60. Și firesc. Și autorul spune, aflați unghiurile toate. Ce răspundem noi? Dacă unul cu patru sunt congruente, aflați unghiurile toate. Hai încerca să... Aflați toate unghiurile adiacente. Uite toate, uite, unul cu patru sunt congruente.